Filmul începe în Cincinnati, unde un grup de patru hoți mascați, înarmați și periculoși, sunt zăriți în interiorul unei mașini. Planurile lor sinistre se dezvăluie în timp ce intră în Huber National Bank. O femeie recuperează un dosar de la casierie și se întâlnește cu directorul băncii Hutchinson. În timp ce acesta o escortează afară, o împușcătură bruscă străpunge aerul, țintuindu-l pe manager. Infractorii mascați intră în forță în bancă, fluturându-și amenințător armele. Îl înfruntă pe managerul Hutchinson, amenințându-l și constrângându-i pe toți să deschidă casele de marcat. În fuga lor, îl împușcă fără milă pe manager. La etajul 14, Jeffrey Hubert împărtășește un moment de relaxare cu colegii, povestind o întâlnire cu un păianjen la fereastră. Atmosfera se schimbă brusc atunci când un angajat al băncii îl întrerupe, scuzându-se pentru a da un telefon urgent. Apelul dezvăluie vestea sumbră, Hutchinson și-a găsit sfârșitul la câteva momente după ce a plecat de la bancă, lăsând în aer un sentiment înfiorător de pericol și mister. Pe măsură ce se desfășoară urmările jafului de bancă, agentul special Jonathan intră în scenă hotărât să pună cap la cap puzzle-ul. În interiorul băncii, el se consultă cu agenții speciali Stockwell și Lydia Chase pentru a aduna informații despre jaf. În mod intrigant, ei au descoperit amprente care îi pot conduce la vinovați. În același timp, unul dintre jefuitori se dedă la activități ilicite într-o cameră ascunsă, fiind prins în flagrant delict de către detectivul Brian Mim și agentul Stockwell. Descoperirea atât a banilor cât și a drogurilor asupra infractorului duce la o arestare rapidă. Odată cu arestarea, agentul Jonathan își mută atenția pe o imagine de ansamblu. Îl interoghează pe detectivul Brian în legătură cu raidul de la sediul FBI, dezvăluind o conspirație mai amplă. Între timp, agentul Jonathan le împărtășește colegilor săi detalii cruciale despre agentul special Wells. În urma investigației privind jaful de la bancă, agenții Jonathan și Wells fac o vizită sumbră la reședința lui Hutchinson. Acolo ei transmit soției sale îndurerate vestea sfârșietoare a decesului acestuia. Dezvăluirea strânește lacrimi, iar agentul Wells sondează subtil stilul ei de viață, aflând că nu lucrează. În afara casei, el observă cu perspicacitate neconcordanța dintre împrejurimile opulente și presupusul statut financiar al directorului de bancă decedat. O urmă de suspiciune persistă în timp ce pleacă, el exprimându-și observațiile analitice. În acest timp, agentul Jonathan primește un telefon de la agentul Stockwell care anunță arestarea lui James Jackson. Această evoluție determină o mișcare rapidă de interogare a suspectului. Cu toate acestea, detectivul Brian Mims, care l-a arestat pe James, îl predă agentului Jonathan, ceea ce stârnește tensiuni și dezacorduri. Urmează o ceartă aprinsă între agentul Jonathan și detectivul Brian Mims, care dezvăluie că amprentele aparțin păturarului TJ Jackson decedat, iar James este fratele mai mic al lui TJ. Dezvăluirea adaugă un nivel de complexitate la caz, intensificând intriga din jurul jafului de la bancă și legătura acestuia cu enigmaticii frați Jackson. Ancheta ia o turnură misterioasă când discuția se îndreaptă către pădurarul TJ Jackson în timpul unei întâlniri. Se dezvăluie că TJ Jackson a fost ucis de armată cam în aceeași perioadă în care Alexander Herbert, fratele lui Jeffrey Herbert, și-a găsit sfârșitul. FBI-ul, care se confruntă acum cu o rețea de evenimente interconectate, începe să speculeze cu privire la legăturile complicate dintre aceste incidente. La căderea nopții, agentul Jonathan se află într-un bar absorbit de înregistrări telefonice care par să dețină informații cruciale. Dezvăluirile de termină să părăsească brusc localul. Între timp, agentul special Lydia Chase vizitează Casa Martei pentru a cerceta mai adânc cazul pădurarului TJ Jackson. Marta dezvăluie că armata nu a eliberat niciodată corpul lui TJ Jackson, îngropând în schimb un sicriu gol. Această dezvăluire adâncește misterul din jurul implicării armatei. O știre de ultimă oră de la televizor îi atrage atenția lui Tegan. Reporterul Vanessa Adler anunță inaugurarea unei nou bănci de către Hubert în condițiile în care recent a avut loc un jaf. Tegan, deranjat de știri, închide televizorul și iese din casă. Tensiunea escaladează pe măsură ce tâlharul mascat, aflat acum în mașina directorului, îl constrânge să meargă la bancă sub amenințarea armei. Amenințându-i cu răul pe soția și copiii managerului, tâlharul îl obligă să se conformeze. Între timp, Tegan primește un telefon introducând suspansul. În afara băncii, tâlharul îi mânează lui Tegan un transmițător, instruindu-l să-l poarte. Pentru a distrage atenția, el instruiește pe toți angajații băncii să se îndrepte spre cafenea pentru o cafea, promițând că va achita nota de plată. Angajații, neștiind de pericolul iminent, se supun cu bucurie. Pe măsură ce totul se desfășoară, hoții profită de ocazie pentru a se infiltra în bancă. Când un angajat încearcă să dea alarma, Tegan intervine, împiedicând o potențială intervenție. Tâlharii nemiloși în misiunea lor îl împușcă pe agentul de securitate înainte de a fugi cu prada furată. Afară, situația o turnură mai întunecată când un tâlhar îi taie fără
inutilă gâtului David Dagley. Actul șocant ajunge la Huber prin intermediul unui apel dureros. La locul crimei, FBI-ul sosește pentru a investiga consecințele jafului îndrăzneț. Reporterul Vanessa Hadler îl bombardează cu întrebări pe agentul special Wells, dar acesta rămâne cu gura căscată, ascunzând informații cruciale. Agentul Lydia Chase îi împărtășește agentului Jonathan revelația surprinzătoare că David Dagley a fost ucis pe drum, iar hoțul a cruțat viața agentului de pază, o întorsătură care adaugă complexitate. Huber, confruntat cu consecințele jafului, își caută frenetic în casă. Un servitor îi dă vestea tulburătoare că, spre deosebire de jafurile anterioare, de data aceasta hoțul a vizat cutiile de valori, nu banii. În timpul interogatoriului lui Tegan de către agentul Jonathan, acesta dezvăluie modelul neobișnuit al lui Huber de vizitare la sucursala sa, ceea ce trezește de suspiciuni. Agentul Wells dezvăluie că amprentele găsite la locul crimei se potrivesc din nou cu cele ale pădurarului TJ Jackson, adâncind misterul în jurul implicării soldatului decedat în activitățile criminale. Agentul Lydia Chase aruncă o bombă agentului Jonathan, dezvăluind că biserica a primit o donație misterioasă de 3 milioane de dolari în numerar, exact suma pierdută în timpul jafului de la bancă. Dezvăluirea șocantă leagă punctele, indicând că banii au fost donați de către hoții care au ucis și au furat fondurile. Detectivul Brian Mims a gestionat această donație dubioasă, dar a ținut-o ascunsă de agentul Jonathan, temându-se de repercusiunile expunerii mediatice. Fără ca agentul Jonathan să știe, detectivul Brian Mims a orchestrat o schemă prin care hoții, dându-se drept filantrop, și-au creat o imagine binevoitoare. Cu toate acestea, detectivul a deturnat în secret o parte din donație în timpul arestării lui James Jackson. Adevărul se dezvăluie atunci când zeci de mii de dolari furați sunt descoperiți la locul crimei. Detectivul Brian Mims se întoarce acasă la o soție bolnavă, făcând lumină în complexitatea vieții sale personale. Între timp, Huber, confruntat de consecințele jafului, se cufundă în reportajele din biroul său. Agenții Wells și Stockwell se reunesc pentru a discuta despre evenimentele în desfășurare. Wells, intrigat de unghiul de vedere al presiei, o caută pe reporterița Vanessa pentru a aprofunda legăturile complicate dintre donația de la biserică, jaful de la bancă și implicarea detectivului Brian Mims. Agentul Stockwell și agentul Jonathan găsesc consolare și discută subiectul emoționat al morții soției agentului Jonathan în interiorul unui bar. Un reporter de știri află despre dezvăluirea legată de donația de la biserică. Pe o pistă paralelă, agentul Wells se angajează într-o întâlnire cu detectivul Brian Mims. Colaborarea secretă lasă să se întrevadă un interes comun în descoperirea adevărului din spatele rețelei complicate de evenimente. Huber participă la mormântarea lui Hutchinson, observată de la distanță de agenții FBI Stockwell și Jonathan. Semnificația acestei apariții ridică semne de întrebare cu privire la implicarea lui Hubert în schema mai amplă. Între timp, detectivul Brian Mims și agentul Wells pornesc într-o călătorie cu mașina spre un restaurant, unde îl întâlnesc pe Chris, o sursă care furnizează informații cruciale. Întâlnirea promite să dezvăluie mai multe piese din puzzle. Agentul Lydia Chase contribuie la anchetă, furnizând informații vitale. Agentul Jonathan se trezește încurcat într-o rețea de secrete și înșelăciune. O întorsătură misterioasă apare atunci când primește dovezi foto sugerând o relație clandestină între Huber și Cook. Dezvăluirea îi lasă pe hoț să profite de aceste informații pentru a-l împinge pe agentul Jonathan să investigheze potențiala corupția lui Huber. Main Branch este locul în care banda execută cel de-al treilea jaf. Spre surprinderea agentului Jonathan, acesta devine un participant involuntar la desfășurarea evenimentelor. După un interviu cu Huber, situația ia o întorsătură periculoasă când banda lansează un atac surpriză, ceea ce duce la schimburi de focuri cu puși de mare putere care izbucnesc în tot holul. În mijlocul haosului, unul dintre hoți își găsește sfârșitul în timp ce ceilalți trei încearcă o evadare îndrăzneață în traficul aglomerat din centrul orașului. Urmează dezvăluirea că victimele Hutchinson și David Dagley au un trecut militar comun, fiind membri ai unui pluton de elită alături de Cook. Agentul Jonathan primește un dosar furat de la Huber, care scoate la iveală o conspirație șocantă ce implică o crimă și o mușamalizare militară. Informația explozivă ajunge în presă, dezvăluind adevărul din spatele colaborării lui Huber cu Cook pentru a-l împiedica pe Alexander să preia compania. Dezvăluirea surprinzătoare se dezvăluie, Huber și Cook au furnizat unității Ranger, printre care se numără și pădurarul TJ Jackson, informații false despre misiunea din Costa Rica, ceea ce a făcut să fie etichetați în mod greșit ca fiind agenți necinstiți. Într-o ambuscadă tragică, o echipă a forțelor speciale care nu știa de nevinovăția pădurarilor i-a atacat. Pădurarul TJ Jackson, singurul supraviețuitor, i-a datorat viața lui Wells, pe atunci lunetist al forțelor speciale. Bunurile lui Huber sunt înghețate, iar acesta, disperat să scape, face retrageri neautorizate de numerar. TJ Jackson devine ținta unei vânători de oameni a FBI, care duce la capturarea sa într-un loc de concert. O întorsătură neașteptată apare când agentul special FBI Wells este dezvăluit ca fiind liderul echipei de hoți cu trei membri ai forțelor speciale drept complici. Jafurile planificate meticulos au fost conduse de setea de răzbunare a lui Wells împotriva celor responsabili de masacrul de la Ranger.
Detectivul Brian Mims, făcând legătura, prezice implicarea lui Wells și ajunge la locația ascunzătorii chiar la timp. Chinuit de vinovăție și de boala în fază terminală a soției sale, detectivul Brian Mims îl imploră pe agentul Wells să returneze banii furați și să caute răscumpărarea. Cu toate acestea, confruntarea ia o turnură tragică, deoarece Wells, care nu se lasă convins, îl ucide pe detectivul Brian Mims. Într-o secvență tensionată și dramatică, ceva timp mai târziu, agentul Jonathan reușește să-l găsească pe Hubert în Mexic. Scena se desfășoară într-un restaurant unde Wells, mânat de setea de răzbunare, este gata să-l elimine pe Hubert. Are loc o confruntare crucială în momentul în care agentul Jonathan intervine, îndemnându-l pe agentul Wells să recunoască inutilitatea căutării dreptății prin intermediul banilor furați și suferința continuă cauzată de acțiunile sale. Într-o întorsătură surprinzătoare, agentul Jonathan se așează calm la masa lui Hubert, angajându-se într-o pauză de moment în timp ce bea vin. Cu rapiditate și hotărâre, el dezvăluie o lamă ascunsă înfingând-o în Hubert. Atmosfera se intensifică în momentul în care agentul Wells, martor la turnura bruscă a evenimentelor, reacționează împușcându-l pe bodyguardul lui Hubert. După ce își încheie actul, agentul Wells părăsește scena, lăsându-l pe agentul Jonathan să se confrunte cu consecințele acțiunilor sale. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!